să-i facem aici o șouă în pământ. Asta e dorința doamnei Olga. Hai să facem așa un pand, o chestiune, un pandus de ăștia să scoate. Da, să pot eu ieși. Cele mai active fundații de binefacere din Republica Moldova aparțin unor lideri politici. Una dintre ele este fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, o organizație cu venituri de milioane de lei. Aceasta a fost înregistrată pe 6 iulie 2010, exact în perioada în care Vladimir Plahotniuc apărea pentru prima oară în spațiul public, participând la o emisiune la postul de televiziune Prime TV, care îi aparține. Recent, fundația Edelweiss și-a schimbat sediul pe strada armenească din Chișinău, în incinta noului sediu al Partidului Democrat. Anterior, aceasta a fost înregistrată pe bulevardul Dimitrie Cantemir 1, într-o clădire în care și-avea afacerile Vladimir Plahotniuc. Pe 14 ianuarie, de Sfântul Vasile, fundația Edelweiss, care ar trebui să fie apolitică, a lansat un eveniment la Nisporeni, care pare să se înscrie perfect în lista evenimentelor electorale organizate anterior de liderul Partidului Democrat. Un concert cu artiști scumpi, cu demnitari de stat obedienți politic pe scenă, cu cârnăciori și vin fiert pe gratis. La acest concert dedicat oficial anului nou pe vechi sau sărbătorii religioase de Sfântul Vasile, se pare că s-a dat neoficial start campaniei electorale, pe scenă fiind prezenți mai mulți politicieni afiliați Partidului Democrat, inclusiv prim-ministrul Pavel Filip. Guvernul pe care am onoarea să-l conduc face eforturi deosebite împreună cu toată echipa să schimbe lucrurile spre bine în Republica Moldova. Colegii care sunt și astăzi în scenă alături de mine, cum spunea și domnul prim-ministru, fac tot posibilul ca Republica Moldova să se schimbe. Să știți că tot ce facem și ce vom încerca să facem mai departe este pentru noi toți. În 2018 avem lucruri planificate și deja cu toată societatea din Raionul Nisporeni lucrăm să realizăm aceste lucruri. Oficialii prezenți la eveniment nu au uitat să-i mulțumească liderului PD, Vladimir Plahotniuc. Sunt recunoscător pentru invitația pe care mi-a lansat-o domnul Vlad Plahotniuc, președintele Fundației Edelweiss. Sunt recunoscătoare și eu, domnul președinte Vlad Plahotniuc, președintele Fundației Edelweiss. Eu mă bucur că astăzi, în susținerea noastră, a venit Fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss. După modelul târgului de la Orhei, organizat și plătit de Elan Shore, și la Nisporeni toate distracțiile au fost gratuite, iar costurile au fost acoperite de către organizator. Concertul și vinul fiert au fost mediatizate pe larg la posturile de televiziune care fac parte din trustul GMG, care aparține politicianului. Distracție la maxim la târgul de iarnă de la Nisporeni. Târgul a fost inaugurat cu susținerea fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss. Iarna aceasta este de poveste la Nisporeni. Distracția nu contenește la târgul organizat cu sprijinul fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss. Distracție și multă voie bună în centrul orașului Nisporeni. Târgul de sărbători a fost organizat de fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss. Fundația Edelweiss a fost prezentă și la târgul de Crăciun din Chișinău, organizat de guvern. Aceasta a amenajat un atelier de joacă pentru copii și a instalat o casă a lui Moș Crăciun, pe gratis. În schimb, paza târgului a fost asigurată de organizația Argus Est, firma afiliată lui Vladimir Plahotniuc, care a primit de la guvern pentru aceste servicii 481.000 de lei. Fundația Edelweiss a desfășurat mai multe acțiuni în cooperare cu două ministere, unul dintre care este condus de către un ministru democrat. Astfel, în luna noiembrie 2017, Fundația lui Vladimir Plahotniuc, împreună cu Stella Grigoraș, fosta ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a mânat cheile de la o nouă casă pentru patru tineri dintr-un internat de la Orhei. Acțiunea a avut loc în cadrul proiectului Locuința Protejată, inițiată de către ministerul susmenționat. Fundația a venit cu o contribuție sub formă de tehnică de uz casnic, un aragaz, un cuptor cu microunde și un fierbător de apă. În mai 2017, de Ziua Internațională a Familiei, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Fundația Edelweiss, a premiat 6 familii. Potrivit organizatorilor, câștigătorii au plecat acasă cu diferite daruri, printre care televizoare, tablete și jucării. Fundația Edelweiss, alături de postul de televiziune Publica TV, susține Festivalul Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu, organizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, minister condus de Monica Babu, membra Partidului Democrat. De asemenea, în iunie 2016, împreună cu Monica Babuc, Vladimir Plahotniuc a participat la inaugurarea unui bust al poetului Dumitru Matkovski în satul Vadul Rașcov din raionul Șoldenești. În comunicatul de presă este specificat că monumentul a fost ridicat cu sprijinul Fundației Edelweiss.
În anul electoral 2016, pe contul fundației Edelweiss au fost transferate milioane de lei. Fundația a declarat venituri de 37,9 milioane de lei, dintre care 35 de milioane de lei au venit de la Vladimir Plahotniuc. În 2014, când au avut loc alegerile parlamentare, fundația a declarat venituri în sumă de 8,9 milioane de lei. Cea mai mare contribuție a adus-o iarăși Vladimir Plahotniuc, care a oferit 7,7 milioane de lei. O situație diferită o putem observa în anul 2015, când fundația Edelweiss a declarat venituri de 2 ori mai mici decât în 2014 și de 8 ori mai mici decât în 2016. Acestea au constituit 4,6 milioane de lei. De data aceasta, Vladimir Plahotniuc nu a contribuit cu niciun leu, iar potrivit rapoartelor financiare, banii au provenit de la diversi donatori, fără a se indica cine sunt aceștia. De asemenea, Edelweiss a primit 39.000 de lei de la Petrom Moldova, organizație la care Vladimir Plahotniuc a ocupat funcția de director general în perioada anilor 2001-2010. Am înaintat o solicitare de informație către Fundația Edelweiss în care solicităm să ni se ofere copiile rapoartelor financiare pentru anul 2017, inclusiv lista sponsorilor fundației și proveniența banilor pe care Vladimir Plahotniuc îi donează fundației. Redacția a primit doar o confirmare că mesajul nostru a fost recepționat, însă pe parcursul mai multor săptămâni nu am primit niciun răspuns. La telefonul fundației, de asemenea, nu ne-a răspuns nimeni timp de 3 săptămâni. Am trimis un mesaj și pe contul de Facebook al fundației Edelweiss, pe cel al Lidiei Cucoș, directoarea executivă a fundației, dar și pe adresa electronică a lui Vladimir Plahotniuc. Ca și în cazurile precedente, nu a urmat nicio reacție. Actualmente, despre veniturile din ultimii ani ale lui Vladimir Plahotniuc nu se cunoaște nimic, întrucât acesta nu deține nicio funcție care l-ar obliga să depună o declarație de avere și interese personale. Ultimele date referitoare la acest subiect datează din anul 2014, când Vladimir Plahotniuc deținea funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În 2014, Plahotniuc obținuse 33,8 milioane de lei de la firma Prime Management SRL, pe care o deține împreună cu președintele legislativului Andrean Candu și cu Cezara Salinski, fostă directoare a hotelului Mobil.